O lucrare care este din nou realizată pe fonduri nerambursabile. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre acest proiect. Într-adevăr, este un obiectiv pe care îl vom realiza din fonduri nerambursabile. Primăria orașului Cernavodă a obținut finanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul Național de Dezvoltare Locală, o finanțare în valoare de aproximativ 11 milioane de lei pentru realizarea întregii infrastructuri a acestei zone, zona Sere, cum am denumit-o noi. Este nevoie ca primăria să vină cu o completare la aceste sume sau fondurile vor veni integral prin program? Nu, fondurile nu vin integral prin program. Există o parte de bani pe care primăria este obligată să o asigure drept cofinanțare. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre lucrările pe care le-ați realizat în ultima perioadă în această zonă. Am realizat pe această stradă Marte canalizare pluvială, menajare și alimentare cu apă. Cât au durat aceste lucrări? Datorită condițiilor nefavorabile, ploi, zăpadă și alte probleme întâmpinante, am avut în jur de o lună și puțin pe o stradă. Mai aveți de lucru aici? Strada aceasta este gata, o predăm către cealaltă firmă contractoare să bage căldură și cu electricitate. Noi suntem pe altă stradă și sperăm să terminăm mult mai repede, că vremea vă că ține cu noi, să mergem cât mai repede. În tot cartierul, când estimați că veți termina lucrările? Puțin probabil spus, depinde de ce întâmpinăm. Am mai avut mici probleme cu planurile, cu cotele. Noi vrem cât mai repede să predăm, ca oamenii să poată să beneficieze de aceste lucrări. Spuneți înainte de interviu că ați făcut deja probele de presiune pentru apă. Pentru alimentare cu apă pe această stradă s-au făcut probele de presiune, au stat 24 de ore în presă, s-au probat la peste o dată și jumătate presiunea la care vor lucra, la canalizare identic, nu sunt pierderi, nu sunt scurgeri, totul este bine momentan. Cu alte cuvinte, vom avea un cartier modern în această zonă. Foarte modern și gândit cap-coadă, exact cum trebuie să facă dinainte, cu țevi noi, canalizare, apă, frumos, termoficare, nu o să mai fie probleme. Un cartier nou, un cartier în care primăria gândește și face totul ca la carte. Le faceți de jos, de la cel mai jos nivel până sus. Cum au evoluat lucrările în această zonă? Da, într-adevăr, este o zonă, zona Sere se numește, sunt bani de la Mederap, 11 milioane de lei, în care sunt patru firme care lucrează la, patru firme din Cernavodă. Au fost pe patru loturi scos la licitație și întâmplarea a făcut și fericirea că sunt patru firme din Cernavodă. Este o firmă care se ocupă de canalizare apă pluvial, care este Oberman. Este firma Jetnic, care se ocupă cu șosele, asfaltat și infrastructură. Este firma Elcomex, care se ocupă de electricitate. Și firma General Concret, care se ocupă de termie. Și va fi un proiect super, va fi un cartier nou, șosele sunt late de 12 metri, cu trotoare, cu iluminat public, cu parcări, spații verzi, deci va fi un cartier super, cartierul zona Sere. Avem cam 80 de loturi, va fi continuat, bineînțeles, cu cea din stânga, vor fi 80 de loturi de case. Când vor începe oamenii să se mute aici, ca să spunem așa? Păi o parte acum sunt în construcție, dacă
puteți să vedeți, dar până acum nu s-au mutat. Cei care au luat au tot stat pentru că nu era nimic. Aici erau o grămadă de pământ, un deal, pot să zic așa, dar acum, într-adevăr, când se va asfalta și se va face un cartier serios, atunci toată lumea o să vrea să cumpere, să stea, să înceapă să-și construiască, pentru că va prinde valoare zona asta. Când sperați că vor fi gata aceste lucrări? Noi sunt fonduri multianuale, cred că în 3 ani de zile, 2 ani, 3 ani, noi am vrea într-un an, dar bineînțeles că v-a spus și constructorul dinaintea mea, sunt probleme, sunt premăsurători, deci trebuie să le facem ca la carte, nu trebuie să ne grăbim. Eu zic că în 2 ani, 3 ani maxim va fi un cartier super aici. Pentru cei care văd și vă aud în aceste momente, probabil că mulți se întreabă, bun, dar vreau și eu să stau în cartierul ăsta, cum aș putea? Mai pune primăria în vânzare astfel de loturi în această zonă? Sigur, acum lucrăm la lotizare și vom scoate la licitație loturi de casă. Problema este că, bineînțeles, ce s-a dat până acum, în contract spunea că ai utilități. Noi n-am vrut să mințim lumea, să zicem, domne, ai utilități, semnează contractul dacă vrei loc de casă. Acum o să facem utilitățile și infrastructură și apoi vom scoate la licitație loturile.